Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Pentru astăzi avem o mașină cu totul specială. De ce spun asta? Pentru că în premieră, în Constanța, la noi, a apărut un Lamborghini Urus. Mai exact, am aflat că fix la mine în oraș, dacă păcut și sunt din Mangalia, un domn, Răzvan Chivu, și-a cumpărat Lamborghini Urus. Dânsul este proprietarul hotelului Solimar. Pentru cei care nu știu, poate să verifice pe internet să vadă ce splendoare de hotel este. Este fix pe malul mării, cu o priveliște superbă de plaja Mangalia. Și cu amabilitatea dânsului am reușit să aducem această mașină în premieră pe canal pentru voi. Gândiți-vă că această mașină este cel mai rapid SUV construit vreodată. A scos 7 minute și 47 de secunde pe faimosul circuit Nürburgring. Deci gândiți-vă că mașina asta se bate de la egal la egal pe acel circuit cu supercaruri, mașini cu mult, mult mai ușoare ca ea și cu mult mai multă putere ca ea. Dar inginerii italieni au reușit prin acest SUV să aducă practic performanțele acelui supercar într-o mașină mai familiară, ca să-i spunem așa. Încă o chestie interesantă la această mașină este că este primul Lamborghini cu motor V8. Tocmai de aceea această mașină va rămâne și în istorie cu acest lucru și, după cum bine știți, mașina aceasta este mai scumpă la revânzare decât nouă. Prețurile ajung undeva și la 320.000 de euro la o asemenea mașină second. Un lucru iarăși interesant, mașina asta are numai lucruri interesante, este că pentru prima oară dintr-un Lamborghini te poți uita în jos, pentru că după cum știți în celelalte Lamborghini toată lumea era mai înaltă ca tine. Erai practic, tu coborai într-o mașină, nu urcai într-o mașină. După cum spuneam, mașina vine cu un motor V8 de 4 litri ce dezvoltă 650 de cai putere, atenție, și 850 Nm. Gândiți-vă că mașina asta are cuplu mai mare decât un Aventador și un Huracan. Mașina asta practic când o calci accelerează instant, nici nu spui că are turbo. Este exact ca senzația aceea cu mașinile aspirate, dacă știți. Ei bine, încă o chestie iarăși interesantă la mașina aceasta este că, pentru prima oară în istorie, avem și un Lamborghini cu portbagaj, ceea ce până acum era inexistent. Deci asta este mașina ideală cu care să poți să pleci atât în vacanțe, cât și pe circuit, cât și la curse, cât și să o folosești zi de zi, inclusiv iarna, pentru că mașina este 4x4. Este o mașină, cum îmi place mie să-i spun, aproape perfectă, pentru că mașina perfectă nu există. Bun, hai să revenim puțin la statistici. Ei bine, după ce au pus motorul și cutia, s-au gândit să facă un lucru foarte interesant la această mașină, și anume modurile de condus. Ei bine, ei au pus aici pe consola centrală o manetă, practic eu o numesc Anima. Anima vine de la Active Networking Intelligence Management, adică practic ei îți oferă 6 moduri de condus, pentru că atenție, aceste 6 sunt opționale. Mașina aceasta are inclusiv acel interior individual, care costă câteva zeci de mii de euro. Practic să renunți la un scaun, plătești în plus. Cum spun italienii, less is more. Ei bine, avem strada, pe care ei recomandă să mergi zi de zi, sport, dacă vrei puțin mai sportiv, cum îi spune și denumirea, și bineînțeles Corsa, pe care noi suntem acum, adică mașina dă tot ce poate, mai bun pe circuit. Apoi vine Sabia, în care mașina este practic o pui pentru mersul pe nisip, pe pietriș, pe locurile astea mai praf, nu știu, tot felul de chestii. Apoi Terra, în care ea îți oferă maximul de performanță pe teren accidentat și practic ea își citește drumul în funcție de ce ai tu nevoie. Și adaptează singură suspensiile, ea știe dacă este zăpadă, dacă este nămol, dacă este ploaie și așa mai departe. Și Neve. Neve practic este un off-road, ca să spun așa. Ei, și mai are încă un mod de condus pe care multă lume nu-l știe, este practic puțin ascuns, se numește Ego. Ego în italian înseamnă individual, personal. Adică, apăsând butonul Ego de pe cealaltă manetă, îți dă posibilitatea să îți selectezi singur diferențialul, setarea în volan, cât de moale sau de tare să fie direcția, și bineînțeles suspensia, la fel dacă o vrei tare sau moale. Practic, tu poți să mergi în modul Corsa, cu volanul pe confort, adică să nu tragi de el sau să fie foarte tare, și cu suspensia la fel pe confort. Este un lucru ce rar întâlnești la mașini, să poți să o configurezi exact după placul tău.
și să poți merge cu ea așa cum îți dorești. Încă un lucru pe care multă lume nu-l știe la mașina aceasta, deși poate pare banal, este cum bași, cum pleci cu mașina de pe loc. Pentru că mulți se uită la schimbător și încearcă să dea de el și nu știu să plece de pe loc. Inclusiv asta se valabil și la Ferrari. Ei bine, practic tu, după ce ai pornit mașina, trebuie să apeși pe padele. Ai apăsat și intră automat în drive. Mașina nu are buton de drive, are doar buton de parking și de marșalier. Și butonul de start-stop, care până acum trebuia să ridici acea clapetă practic la avioanele de vânătoare și să apeși butonul, ei bine, ei s-au gândit că existau unii proprietari de Lamborghini destul de leneși care să nu facă asta, ei bine, acum au făcut o gaură și practic poți băga degetul fără să ridici acea clapetă. Înainte nu se putea asta, la Aventador sau la Huracan nu puteai să faci chestia, trebuia să ridici neapărat acea clapetă. Ei bine, cum spuneam, mașina fiind una foarte, foarte rapidă, acum trebuie să și auziți și voi sunetul. Deci este... Vai de capul, mi-a stat inima. Wow! Se simte. Da. Lângă mine este Răzvan. Este un domn care a acceptat din prima să facem acest clip. Mai rar ca dânsul, credeți-mă, foarte rar, să-și cumpere o mașină nouă de puțin timp, nici măcar n-a avut timp să se bucure practic de ea foarte mult timp și să ne o împrumute, ca să spunem așa, să ne lase să facem clipul ăsta pentru noastră. Wow, deci mașina este senzațională. Trage instant. Încă o chestie interesantă este acest această consolă centrală. Practic ei au pus două monitoare mari, una în care ai practic tot sistemul de infotainment și una în care ai tot ce se poate controla, climă, scaune, încălzire, scaune, toate etc. Ei practic, de ce au făcut ei asta? Pentru a renunța la clasicele butoane. Am spus, din ce în ce mai multe mașini încearcă să renunțe la butoane și să pună touchscreen-uri sau totul digital, pentru ca șoferul în timpul condusului să nu mai fie atras să caute butonul. Așa practic cumva îți vine la îndemână și te obișnuiești cu feeling-ul de a tasta și doar nu căuta butonul. Fai de cap. Deci cutia asta schimbă instant. Gândiți-vă că treptele de viteză la Urus se schimbă în câteva milisecunde. Este senzațională mașina asta. Deci este senzațională. Și gândiți-vă că toate astea se întâmplă pe jante de 22. Gândiți-vă că numai cât cântărește un cauciuc cu o jantă ori 4 plus greutatea mașinii și ea totuși face față așa la performanțele astea. Accelerează de la 0 la 100 în 3,6 secunde, dar unii piloți profesioniști cu niște cauciucuri adecvate au reușit să scoată inclusiv mai puțin. Apropo de cauciucuri, mașina asta vine cu cauciucuri speciale pentru ea, deci sunt cauciucurile doar ale ei, făcute de Lamborghini pentru ea. Cum vă dați seama de chestia asta? Dacă vă uitați pe talonul cauciucului, o să vedeți un L de la Lamborghini. Asta înseamnă că mașina, cauciucurile acestea, marca asta și modelul ăsta, sunt create special pentru Lamborghini Urus și nu pentru altă mașină. Ei practic îți recomandă să pui tot timpul aceste cauciucuri pentru a avea performanță maximă, atât în teren cât și pe circuit. În continuare, la interior vorbim probabil despre cel mai luxos și cel mai practic Lamborghini creat vreodată. Avem materiale de cea mai bună calitate, Alcantara, piele, sistem audio, Bang & Olufsen, piele pe bord, încălzire în scaune, masaj în scaune, absolut orice, cusăturile care sunt o opțiune, practic poți lua ce culoare vrei tu. Răzvan a ales, bineînțeles, clasicul galben, pentru că este cel mai natural și este cel mai frumos. Practic când spui Lamborghini, spui galben, așa cum spui Ferrari și spui roșu. Sunt destul de puține, să știți, Lamborghini Urus galben în România, restul sunt albastre, roșii, gri, negre, din ce am văzut eu. Pentru că după ce ca aștepți și un an de zile după ea, să mai faci și fiță la culoare ar fi ceva. Tocmai asta, ești norocos să ai galben. Și încă o chestie, mașina are și trapă panoramă, ceea ce la fel la Lamborghini nu exista așa ceva. Italienii, de ce s-au ajuns la acest mod de a aștepta mult? Pentru că ei niciodată n-au crezut că acest model va fi un real succes. Ei, având fabricuța aceea mică în care făceau câteva sute de exemplare într-un an de zile, dintr-o dată au fost asaltați cu mii de comenzi și ei practic nu pot face față. De aceea trebuie să aștepți ani de zile pentru un Urus. Gândiți-vă că în America oamenii plătesc inclusiv 100.000 de dolari peste pentru a fi proprietarii Urusului pe loc. Este o adevărată industrie acolo pe bază de Lamborghini Urus. Încă câteva opțiuni pe care acest
exemplar de față, le are bifate, în afară de cum a spus treaba panoramică, este head-up display-ul, practic vă arată afișajul din bord în parbriz, Distronic Plus-ul, pe care știți că îl găseați de obicei doar pe mașină de lux înainte, în care mașina frează singură, adică radarul, cum îi spunem noi pe românește, și Night Vision. Night Vision, exact. Night Vision-ul, care este, după părerea mea, o opțiune fenomenală în România și vă spun de ce. Pentru că pe drumurile, când avem ceață și la noi drumurile nu sunt de multe ori marcate, tu practic îți vezi în infraroșu în bord și poți să mergi cu oricât de tare vrea după instrumental. Avem puțin drum la dispoziție și trebuie să-i dăm puțin. Fai de cap. În concluzie, credeți-mă pe cuvânt, știți că eu nu vă mint când e vorba de mașini. Mașina merită toți banii din lume. Este senzațională, deci este singurul SUV care îți oferă performanțele unui supercar, dar care în același timp poate fi folosit zi de zi. Este cea mai tare mașină ever de la Lamborghini. Te dragostești de mașina asta, ai merge zi de zi cu ea, zi de zi. N-ai cum, dacă ai o zi proastă la muncă, te urci în mașina asta, dai o tură cu ea și stai toată ziua la muncă. Îl mulțumim încă o dată mult, Răzvan. Sper să te găsești data viitoare cu o mașină la fel de interesantă și de rară ca asta. Cu drag. Până data viitoare vă spun la revedere.